Am o întrebare. Cum se explică faptul că în toate cele trei religii abrahamice, Dumnezeu este reprezentat sau imaginat ca având barbă? De fapt, chiar dacă reprezentarea grafică a lui Dumnezeu este interzisă, mai ales în iudaism și în islam, totuși, în imaginația oamenilor, el poartă barbă. Mai mult decât atât, vorbim despre Iisus Hristos. Deși cea mai veche reprezentare a lui Iisus, care s-a găsit într-o catacombă, este fără barbă și cu tunică de filozof. Totuși, reprezentarea lui Iisus întotdeauna implică barbă. Și bineînțeles că Iisus, ca un iudeu din secolul 1, era normal să aibă barbă. Numai că îl reprezentăm pe Iisus creând universul și având barbă și, bineînțeles, un costum specific unui iudeu din secolul 1, dacă nu de toate timpurile, și în același timp îl reprezentăm pe Iisus la a doua venire sau în veșnicie. Și toată veșnicia Iisus va avea barbă și va avea același costum specific religiilor abrahamice din Orientul Mijlociu. Merg mai departe și constat că barba este foarte importantă în iudaism. Există chiar o poruncă să nu-ți ras colțurile bărbii. Și această poruncă cred că este extrem de importantă. Vom vedea de ce. Ca să înțelegem fenomenul bărbii. De asemenea, în iudaism și în islam, barba este specifică evreului sau musulmanului credincios. Iar în creștinism, foarte multe secte și foarte multe grupări de creștini conservatori consideră că ori un bărbat trebuie să poartă barbă. De ce? Aș vrea să spun mai întâi că nu vreau să discut aici existența lui Dumnezeu. Accept aceasta ca pe o axiomă. Dar odată ce am acceptat existența lui Dumnezeu axiomatic, mai departe gândesc logic. Și nu înțeleg de ce Dumnezeu trebuie să aibă barbă. Sau de ce trebuie să fie bărbat. Sau de ce trebuie să fie femeie, dacă vreți, ca să mergem de partea feministă a controversei. Xenofan spunea că dacă boii și cai ar putea picta, l-a reprezentat pe Dumnezeu ca pe un bou sau ca pe un car. Însă, fiindcă oamenii reprezintă zeii, sculptând sau pictând, ei îi reprezintă ca pe niște oameni. Asta spunea Xenofan cu la zei, nu cu la Dumnezeu, să fie mai clar. Conceptul grec de Dumnezeu era destul de abstract, ca să nu implice o reprezentare antropomorfă. Însă ceea ce nu realiza Xenofan este că omul nu este doar om. Omul este un animal și omul este un cimpanzeu în cele din urmă. Așa că ceea ce caracterizează religiile abrahamice este un anumit regres al religiei către stadiul de cimpanzeu. Sunt niște sori care ne trag înapoi la natura noastră animală și pe care, în timp ce cultural încercăm să depășim cât mai mult această moștenire genetică care avem de la maimuțile antropoide africane și încercăm să fim oameni, altceva decât maimuțe antropoide, religiile abrahamice, în special iudaismul și islamul și creștinismul de tip iudeo-creștin, mai ales conservator, sunt niște sori care ne trag înapoi în hoarda de maimuțe antropoide. De ce? Asta este o întrebare la care aș vrea să cer să răspund. Mai întâi, așa cum am spus, acceptăm că Dumnezeu este Dumnezeu, adică e o persoană, o ființă atot puternică, atot știutoare, atot prezentă, care n-are un corp. Mi este foarte greu să înțeleg obsesia lui Dumnezeu cu teritorialitatea. Dacă Dumnezeu poate crea lumi, de ce atât de obsedat de o anumită zonă destul de puțin ispititoare din Orientul Mijlociu, numită Palestina, una dintre cele mai rele din lume, cu siguranță, pe care o consideră țara lui? Și trecând peste aspectul acesta al țării sfinte, care este paradigmatic în toate religiile abrahamice, ajungem la concepte mult mai filozofice, anume a spațiului sacru, care este biserica, și oarecum Dumnezeu este foarte interesant să aibă teritoriul lui. Există chiar în teologia evanghelică fundamentalistă, așa numitul dominion theology,
care se consideră că rolul bisericii este acela de a asigura un spațiu al lui Dumnezeu, adică un teritoriu, și acest lucru trebuie să-l facem cu războaiele culturale și, bineînțeles, că Statele Unite trebuie să fie teritoriul lui Dumnezeu. Am întrebare, de ce este Dumnezeu atât de teritorial? Atunci când privesc Universul, mi-e greu să-mi imaginez că Dumnezeu este teritorial, mai ales când teritoriile lui sunt atât de mici și neînsemnate. O altă întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori este de ce este Dumnezeu atât de obsedat de mâncare? Toată legea lui Moise, în cea mai mare parte, se referă la faptul cum trebuie să dai de mâncare lui Dumnezeu. Ce mănâncă Dumnezeu și ce nu mănâncă. Și motivul pentru care un iudeu nu mănâncă porc sau alte animale care nu sunt coșer este fiindcă Dumnezeu nu le mănâncă, Dumnezeu le consideră urăciune. Și întotdeauna când evreul credincios mănâncă, el are o părtășie cu Dumnezeu, oarecum mâncare este o jertfă. Și atunci el trebuie să mănânce ceea ce mănâncă Dumnezeu. De ce este Dumnezeu atât de obsedat de mâncare, dacă este Dumnezeu? Deci de ce este Dumnezeu atât de obsedat de ce mâncăm noi, până la urmă? V-ați spus ceva de motive de sănătate. Nu prea văd multă sănătate la mâncările coșer. E adevărat că porcul nu e sănătos și poate că nici somnul nu e sănătos, deși are solz pe care nu-i vedem, însă nu știu cât de sănătoasă e lăcusta. Și ca să merg mai departe, cât de sănătos este pentru o femeie care are un soț cu delirii de gelozie, pentru a-i demonstra că, de fapt, nu l-a înșelat, să meargă și să umple un pahar cu apă cu praf din curtea templului, acolo unde intre animale să fie aduse ca jertfă, și să-l bea. Și dacă nu se umflă, este dovada că, de fapt, este nevinovată. Dacă nu se umflă, ceea ce e foarte puțin probabil. Nu prea văd principiile sănătății aici, în Vechiul Testament. În sfârșit, întrebarea care mă îngrijorează cel mai mult este de ce Dumnezeu este atât de obsedat de sex? Pe măsură ce am înaintat în înțelegerea sexualității, înțelegerea evoluționară a sexualității, înțelegerea biologică și psihologică și culturală a sexualității umane, am devenit tot mai tolerant. De ce este Dumnezeu atât de intolerant? De ce ține Dumnezeu neapărat ca orice bărbat să-i jerfească o bucățică din penisul său? De ce ține Dumnezeu atât de mult ca femeia să fie virgină la căsătorie? De ce ține Dumnezeu atât de mult ca femeia să fie controlată sexual de bărbat? De ce, în ultima instanță, Dumnezeu de obsedat să controleze sexual ființa umană? Să controleze sexual până și gândurile și simțămintele noastre? Înțelegem destul de bine natura lor astăzi. Și putem spune că sexualitatea e neutră din punct de vedere moral. Bun. Morala socială are ceva de spus cu privire la sexualitate. Dar sexualitatea ca instinct din punct de vedere moral este neutră. Ce este Dumnezeu de obsedat cu sexualitatea noastră? Cum poate fi creatorul Universului obsedat de sexualitatea umană? De ce, mai ales de felul cum se îmbracă femeia, cum se piapteră, ce pune pe ea și așa mai departe. Și revin la întrebarea fundamentală, de ce poartă Dumnezeu barbă? Pentru că aici se pare că este simbolul esențial pe care trebuie să-l înțelegem. Deci, Xenofan spunea că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu antropomorf, dar nu realiza că, de fapt, în religiile abrahamice, Dumnezeu nu este reprezentat uman, ci este reprezentat ca primat antropoid. Este reprezentat ca cimpanzeu. Ca cimpanzeu alfa male. Și religiile abrahamice, toate sunt o regresie a umanității la structura politică a hoardei de cimpanzei. Primatologia a avansat foarte mult în timpul nostru și cunoaștem structura politică a hoardei de cimpanzei și a altor maimuțe antropoide. Întotdeauna există acel alfa male care are privilegii sexuale, care controlează sexual toate femelele și toți masculii și chiar dacă și alți masculi pot să se reproducă și ei, cert este că alfa male este stăpân peste toate femeile și pe toți masculii din punct de vedere sexual. El are privilegii sexuale. De asemenea, există multă politică în jurul alfa male, în hoardele cimpanzei și există anumite ritualuri pe care fac diferi masculii și femeile față de alfa male. Ori atunci când te uiți la religiile abrahamice, nu poți să vezi similaritate, nu poți să nu vezi instinctele de cimpanzeu și de gorilă și de orangutan reflectate în practici și ritualuri și dogme religioase. Și
Hai să vorbim puțin despre psihologia evoluționară. Este un domeniu controversat și pe bună dreptate, pentru că oamenii se tem că discutând despre psihologie evoluționară ajungem la un neonazism. Bineînțeles că există acest pericol atunci când oamenii consideră că trebuie neapărat să ascultăm de genele noastre. Dar pe măsură ce am avansat cultural, am distanțat-o mai mult de maimuța și de peștele și reptila din noi și acești biosociologi care se reprezintă în figuri mai puțin sinistre, cum ar fi Jordan Peterson. Acești biosociologi, de fapt, vor să ne întoarcem înapoi în istoria evoluționară a speciei, către maimuță și către reptilă, și justifică religios această întoarcere, că aceasta este oarecum ceva ce nu putem depăși. Și aici mi-aduc aminte de faimoasa afirmație lui Friedrich Nietzsche, pe care de altfel amintitul Peterson îl citează foarte des, dar mi se pare că nu le înțelege, în care spune orice specie a dat naștere la altă specie, omul este singura specie care vrea să se întoarcă la maimuță și omul e ceva ce trebuie depășit, nu printr-o întoarcere înapoi la animal, ci printr-o mers înainte. E bine, probabil că asta nu înțeleg foarte mulți conservatori care citează biologia evoluționară și psihologia evoluționară în favoarea unor concepții reacționare. Însă, ca să mă întorc la problema pe care spuneam eu, deși înțeleg că este controversată sociologic și politic psihologia evoluționară, mi-aduce niște perspective asupra naturii umane foarte importante. Și anume, aș vrea să spun că ceea ce caracterizează orice animal pe planeta noastră, sau dacă vreți ce a adus cu el peștele când a ieșit pe uscat în Devonian, au fost trei instincte foarte puternice: teritorialitatea, instinctul de supraviețuire și de a mânca, și instinctul de reproducere sexuală. Și toate acestea, lucrând în contextul selecției naturale și selecției sexuale, au dus în mod natural la situația că orice animal care trăiește în grupuri ajunge să fie dominat de un alt famel și un alt alfa femel, dar în special de un alfa male, de un mascul alfa. La cimpanzei, acest alfa male are un statut mult mai sofisticat decât, să zic, la câini sau la alte animale, din cauza că cimpanzeul este mai evoluat. Are creier mai complex, are un psihic complex, are o cultură care deja anticipează cultura umană. Ce caracterizează? Hai să încep cu barba. Când un alfa male, cimpanzeu, când alfa male-ul din coarda cimpanzei trece pe lângă un mascul, masculul acela se pleacă imediat în poziția de supunere. Poziția de supunere este aproape universală la animale gregare. Și întotdeauna constă în a îngenunchea sau a te pleca în patru labe. Și există unii biologi care consideră că această poziție de supunere vrea să arate că acel mascul este neutru din punct de vedere sexual sau eventual că se poate purta ca o femeie. Ar fi incorrect politic să spun aceasta, dar am o suspiciune, așa că las corectinea politică la o parte, că însăși homosexualitatea este legată de acest instinct de a te prostrana în fața alfa male-ului. Și, mă rog, ai arătat partea dorsală. Asta se întâmplă și la cimpanzi și la alte animale. Îi expui partea dorsală ca semn că oarecum tu ești accesibil ca femeie. Este ceva foarte ciudat însă aici, că tocmai aceasta este poziția de rugăciune. Aceasta este poziția pe care o cere Dumnezeu de la noi, să îngenunchim în fața Lui. Și aceasta este poziția pe care o cer regii și împărații de-a lungul timpului, dar mai ales atunci când autoritatea lor este susținută de religie. Și indiscutabil, aceasta este poziția pe care trebuie să iei în fața preotului sau a cardinalului sau a papei, anume să îngenunchiezi. Chiar și într-o nuntă protestantă, de exemplu, soțul și merele și mireasa îngenunchează în timp ce pastorul stă în picioare și le dă binecuvântarea până mâinile peste ei. Ei iau poziția de supunere sexuală în fața pastorului. E bine, un alt aspect foarte important este că atunci când alfa male trece pe lângă o femeie,
femela începe să scoate niște țipete. Oarecum se poartă ca o... Dacă vă uitați pe YouTube și vedeți câte o profetesă din asta americană, mai ales dacă este African American și nu vreau să fiu rasist aici, acum zic o chestie culturală, dar începe să țipe și să facă niște gesturi. Hai să luăm un alt exemplu. În America există echipe de cheerleader, de cheering, la meciurile de fotbal. Și meciurile de fotbal sunt meciuri de în care se vede cine este alpha male într-un liceu sau într-un college. Și femelele sunt de jur împrejur și este ocazia că n-au voie să poarte scurt, bineînțeles, și fac cheering. Și există și un alpha female care este cheerleader și întotdeauna limbajul corporal este specific al unei femele de cimpanzeu atunci când trece alpha male pe lângă el. Sau cum am spus, ca o profeteasă care face același gesturi și același sunete la amvon atunci când vorbește despre Jesus. Și vezi alte femei din sală răspunzând la fel. Deci, ceea ce apare aici foarte clar este că Dumnezeu sau Iisus este văzut ca alpha male. Și ca alpha male definit după instinctele hoardei, a hoardei de cimpanzei, a hoardei de hominim eventual, da? Dar este foarte clar că aici este vorba de instincte de hoardă antropoidă, africană, care se manifestă prin poziția de supunere. Mai departe, însă, mergând, e ceva foarte interesant. Diferența între alpha male și celălalt cimpanzei din hoardă este acela că întotdeauna alpha male are părul și barba zbârlită. De ce au oamenii barbă? Da? De ce are Dumnezeu barbă? Pentru că oamenii au barbă. Dar oamenii și mai și rar barba. Numai că barba, noi o avem de la maimuțele antropoide mari. Ele au barbă, așa cum vedeți, vă uitați pe orice imagine pe internet și vedeți că mai mulți antropoide au barbă. Și omul are barbă din cauza celor 98,5% gene de cimpanzeu pe care le are. Și bineînțeles că Dumnezeu are barbă, pentru că este reprezentat ca un cimpanzeu alpha male și omul se consideră un cimpanzeu supus lângă el. Bun. Acum, ce se întâmplă cu cimpanzeul alpha male este faptul că are barba zbârlită tot timpul și părul zbârlit. Adică oarecum toată blana lui se zbârlește și barba se zbârlește ca să arate că este alpha male. Și din cauza aceasta barba este esențială ca să arate autoritatea religioasă, adică barba cu cât e mai mare, cu atât este mai arată importanța celui care o poartă și barba trebuie să fie zbârlită și aici trebuie să ne întoarcem la principiul biblic să nu se ras colțurile bărbii. Barba trebuie să fie lăsată barbă de cimpanzeu, să n-aibă efectul culturii umane. Pentru că ideea religiei abrahamice este să ne întoarcem la cultura de cimpanzei. Mergând mai departe, mai constatăm un lucru. Într-o hoardă de cimpanzei, alpha male le cere celorlalți mascul să renunțe la privilegiile legilor sexuale. Oarecum să-și le limiteze sau chiar să renunțe cu totul la ele și să-și controleze sexualitatea lor, să o supună alpha male-ului care vrea să se reproducă el în primul rând. În religiile abrahamice, Dumnezeu cere circumcizia. Și circumcizia e un fel de castrare simbolică. Dumnezeu arată că el controlează sexualitatea masculină. Iar în creștinism există principiul ascezei, abstinenței sexuale, pe care o faci pentru Dumnezeu. Este un lucru foarte interesant că călugărețele sunt căsate în miresele lui Iisus. Călugării nu sunt în mirii lui Iisus, nu. Călugării sunt împotriva acei bărbați care au renunțat la privilegiilor sexuale ca să lase femelele lui Iisus și femelele sunt călugărițele. Însă cimpanzeul șef controlează și sexualitatea feminină. Și un lucru foarte interesant este faptul că o controlează în special în perioada fertilă. El este foarte atent că atunci când o femeie intră în perioada fertilă, să nu aibă relații cu alți cimpanzei, ci numai cu el. Acum, o obsesie care apare în toate religiile abrahamice este controlul asupra sexualității feminine de către masculi. Și, așa cum știți probabil, semnalul că o femeie este femeie, este în perioada fertilă la cimpanzei, este că partea dorsală devine roșie. Poate vă amintiți de romanul Dama cu Camelia lui Alexandre Dumas, în care femeia respectivă avea așa un simbol
să arate că este în perioada când nu trebuia să aibă relații sexuale. Dar, în general, în bisericile creștine, musulmane și iudaice, există obsesie cu culoarea roșu la femeie. Se pare că a rămas chestia asta de la cimpanzei, că roșu e ceva ce trebuie controlat. Adică, ca să spun așa, cimpanzei care nu sunt alfa male nu trebuie să vadă femeia cu roșu, și asta se aplică și la musulmani, iudei și creștini. Probabil că numai Iisus are voie să le vadă cu roșu. Dar cert este că există obsesia virginității și a pudorii sexuale la femeie, care să fie impusă de bărbat. Bărbatul, mă uit la mulți musulmani pe aici prin Chicago și observ că bărbatul umblă în short și în t-shirt cu mânecă scurtă și femeia este blindată de cap până în picioare cu burca. Și mă întreb de ce această dihotomie. Adică bărbatul are voie să umple european femela, se cu termenul, trebuie să umple îmbrăcată de cap până în picioare în burca și în negru. Pentru că dezideratul decenței și al virginității se impune la femeie, nu la bărbat. Femeia este cea care trebuie să prezinte semne virginității, mă rog, cearșaful pătat, dacă vreți, sau în India, haina pătată în noaptea anunții. Femeia este cea care trebuie să rămână virgină, nu masculul, și femeia este cea care trebuie să își ascundă toate semnele care pot fi semnale pentru ceilalți masculi. Deci aici este un instinct foarte puternic și ideea este că Dumnezeu este obsedat de aceasta. De ce este Dumnezeu obsedat atât de mult de virginitate, de burcă, de batic, de, mă rog, vedeți, femeia și acoperă părul. Și bărbatul și acoperă părul. În islam și în iudaism bărbatul și acoperă părul. E interesant că la alfamel părul zbârlit este semnul faptul că este alfamel. Dar totuși bărbatul are voie să-și arate barba ca semn că este bărbat. Să femeia trebuie să-și acopere părul. Toate acestea sunt niște instincte pe care avem în genul noastră de cimpanzeu și care au fost transformate în dogme și instituții religioase. În sfârșit, ca să merg mai departe, există problema altruismului de familie. În sensul că în toate aceste horde de maimuțe antropoide care sunt foarte agresive, îl omori pe cel care din alt trib, dar nu îl omori pe cel din tribul tău. Și asta iarăși este specific la religiile abrahamice, porunca să nu ucizi. Nu se referă la toți oamenii, se referă la cei din tribul tău, la cei din religia ta. De fapt, există un mandat de a ucide pe cei care sunt de altă religie. Mai mult sau mai puțin explicit, toate religiile abrahamice au acest mandat de a ucide pe cei care sunt de altă religie. Firește că islamul are în modul cel mai explicit. Iudaismul a trecut printr-o anumită educație occidentală de-a lungul istoriei, dar sunt destul de rabin nebun care încă susține acest lucru. Iar creștinismul este o sinteză între iudaism și elenism. Însă atunci când se eliberează de elenism și intră în iudeo-creștinism, așa cum se întâmplă cu evanghelicalismul și fundamentalismul american, iarăși le apare această idee, trebuie să-l omor pe cel care este de altă religie, sau oricum, nu ai aceleași obligații ca cel care este din religia ta. Pentru că aici apare aceeași idee, adică e un fond genetic comun și aper genele. Așa cum a dovedit școala neodarviniană, destul de bine, și matematica a dovedit, problema în ultima instanță este ce gene se răspândesc, și strategia de răspândire a unui anumite gene este cea care determină un anumit comportament și evoluția anumitor trăsături. În sfârșit, este teritorialitatea. Teritorialitatea este un instinct primar. Noi considerăm că patriotismul e ceva foarte nobil și mai ales considerăm că Țara Sfântă e sfântă și că Dumnezeu e obsedat de Țara Sfântă. Dar, de fapt, teritorialitatea este un instinct animalic. Instinctul de a separa teritoriul foarte puternic duce până la sacrificarea vieții. Dumnezeu e teritorial și are Țara Sfântă, dar cimpanzei sunt teritoriale. Animale sunt teritoriale. Așadar, de ce toate acest regres evoluționar în instincte primare, în iudaism și celelalte religii care au urmat islamul și creștinismul? Din cauza unor condiții specifice în care trăit iudeii. De fapt,
luând istoria iudaismului, care e o istorie foarte violentă și o istorie de permanentă foamete și permanentă luptă pentru supraviețuire, înțelegem că a fost un proces de selecție naturală. Ce a supraviețuit acolo, între marile imperii, pe acea mică bucată de deșert sau de pământ sărac, a fost cei care au adoptat cea mai primitivă strategie de supraviețuire și de reproducere a genelor. Și aceasta a dus la anumite caracteristici ale iudaismului, care, privind din punct de vedere biologic, este o strategie de supraviețuire a anumit fond genetic și nimic mai mult. Însă, vreau să acord un credit Bibliei, care este o carte mare. În Biblie există destule cărți care critică această ideologie primară. Și profeții, sau cartea lui Iov, să nu mai spun de Noul Testament, bineînțeles, de viața de învățarea lui Iisus, este un atac direct asupra acestei ideologii primare. Dar această ideologie atât de puternică că s-a transmis în creștinism și mai ales în islam, unde la data aceasta cred că este mai puternică decât oricând în timpul istoriei. Problema cu această strategie de supraviețuire este că pe măsură ce ne aintăm în timp, anumite mecanisme de selecție naturală sau selecție sexuală, nu numai că nu mai sunt necesare pentru specia Homo sapiens, dar că sunt chiar rele. Cea mai bună strategie de supraviețuire a unui grup de alele umane de-a lungul istoriei a fost aceea că o familie să facă cât mai mulți copii. Pentru că din cât mai mulți copii supraviețuiesc cât mai mulți și din cât mai mulți există șansa să se ridice un alfa male care să-și răspândească genele. Astăzi asta nu mai merge. Pentru că educația devine mai importantă decât numărul de copii. Și pentru că oligofrenii fac foarte mulți copii și popoarele primitive fac foarte mulți copii, este clar că această strategie biologică, reproductivă de cimpanzeu, care a lucrat, trebuie să recunoaștem și în specia Homo sapiens, de-a lungul unei mare părți din istoria ei, nu mai funcționează deloc. Și este normal ca în timpul nostru oamenii să fie mai puțin obsedați de subordonarea femeii. De exemplu, iau problema avortului. Legile pentru restricția avortului nu au ca scop protejarea copilului, ci au ca scop menținerea femeii într-o stare de subordonare reproductivă. Femeia trebuie să fie instrumentul de reproducere al societății și al lui Dumnezeu, dacă vreți, în ultima instanță, de aceea este Dumnezeu împotriva avortului, nu-i așa? Sau de aceea e Dumnezeu împotriva controlului nașterilor, pentru că copiii sunt făcuți pentru Dumnezeu, nu-i așa? Deci Dumnezeu este alfa male și când face copii, face pentru Dumnezeu. Vorbesc cu diverse familii, am făcut al 15-lea copii. Copil, mi se zice. De ce? L-am făcut pentru Domnul. Bun. Domnul este alfa male și copiii sunt ai lui. Este foarte clar. Numai că, în timpul nostru, devine tot mai indiferent față de aceste lucruri, pentru că nu mai există o strategie de reproducere a succesului reproductiv și de supraviețuire. Ci este o strategie care este un blestem pentru specia umană. Nu numai pentru faptul că sunt deja 7 miliarde sau am depășit 7 miliarde, ci pentru faptul că succesul reproductiv este de partea celor mai puțin inteligenți și mai puțin dezvoltați pe planeta noastră. Și atunci trebuie să ne gândim mai mult la alte strategii de supraviețuire pentru viitor, care țin de educație, de știință, de inteligență avansată, dacă vreți, de augmentarea inteligenței umane cu inteligența artificială, chiar și colonizarea spațiului. Însă, așa cum am spus, religiile abrahamice ne trag înapoi. Și că nu că n-ar exista în Biblie destule argumente împotriva acestui caracter primitiv al legii lui Moise, al legii lui abrahamice. Dar întotdeauna ele sunt, avem alfa male în timpul nostru, adică avem tip de cimpanzei la costum și cravată care țin Biblia în mână și le predică de la avon și tip de alfa female, de femele cimpanzeu care sar și țopăie la avon și scot tot felul de strigăte inspirate de Duhul Sfânt și lumea hoarda de cimpanzei neevoluați, care sunt cei mai mulți oameni care pe planeta noastră, sunt impresionați de aceste gesturi, apelează la niște instincte primare ale lor. Instinctul de a se prosterna în fața la alfa male și de a-și supune sexualitatea lui alfa male și atunci treaba asta funcționează. Însă, așa cum am spus, a devenit foarte contraproductivă în timpul nostru și nu este de mirare că morala sexuală se schimbă, devenim indiferenți față de problema homosexualității sau controlului nașterilor, devenim indiferenți față de problema dacă o femeie sau nu virgină, cum se îmbracă și așa mai departe, dacă e la fel de liberă cum au fost bărbații în toate timpurile, fiindcă bărbații au fost liberi sexuali, că trebuiau să-și răspândească genele,
femeile erau cele care trebuiau controlate, ne schimbăm morala sexuală din cauza că am atins un stadiu în evoluția umană în care mecanismele de selecție naturală și selecție sexuală specifice lumii vii nu mai operează pentru unele specii umane. Specia umană a devenit altceva. A depășit animalitatea. Și sunt întrași înapoi de forțe puternice și bineînțeles că majoritatea populației este condusă de instincte. Vă mulțumesc pentru atenție, vă spun la revedere!